7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Cele mai gogonate povești se zice că le-ar spune vânători și pescari. Mai nou, politicienii întrec pe vânători și pescari. Asta spun experții, politologii, comentatorii care analizează anul 2018. Cu asta ne ocupăm astăzi. Cu cine anume, aflați imediat. Punct. Și de la capăt. E vremea colindelor, îmi vine să cânt refrenul ăsta, dar noi avem o meserie care exclude abordarea romanțioasă a sfârșitului de an. Noi ne facem meseria altfel. Facem bilanțul anului care trece. Evident, prin prisma politică întâi de toate. Și din cauza asta i-am invitat în studio pe Igor Molnitschi și Vitali Calogăreanu, doi observatori foarte atenți și subtili, care ne vor spune ce au memorat din anul care s-a călătorit. Igor Molnitschi, dumneata, cu instituția pe care o conduci, faceți cu regularitate almanahul politic și cred că ai preparat așa ca salata biof anul 2018, dar acum încearcă să faci abstracții de amănunte și să facem așa o radiografie. Ce pete vor rămâne în calendarul pentru 2018 văzut, de exemplu, peste 10 ani? Da, cu siguranță cele trei mari evenimente care au marcat anul, nu numai decât în sens pozitiv, poate chiar mai degrabă în sens negativ, sunt invalidarea alegerilor primarului Capitalei, invalidarea mandatului domnului Năstase, deteriorarea relațiilor cu Uniunea Europeană, deteriorare continuă care a ajuns în faza mai mult sau mai puțin critică, când s-a sistat finanțarea Republicii Moldova. Dar este două evenimente diferite sau e nuca cu două miezuri? Ele sunt toate în conexiune, chiar și cel de-al treilea, sistemul electoral mixt, introducerea sistemului electoral mixt, promovarea lui, bine, el e o problemă moștenită și din anul precedent, dar oricum am văzut-o înflorind, dacă putem spune așa, în acest an, pentru că s-a expus și asupra relațiilor moldo-comunitare. Din acest punct de vedere, toate aceste trei evenimente regretabile, în opinia mea, toate sunt într-o conexiune oarecare, dar într-un fel oarecare au marcat întreg anul politic 2018. Și nimic bun? Chiar nimic bun? Bine, pe mine m-a bucurat, spre exemplu, că totuși acea reformă a sistemului de pensionare criticată de unii, eu sunt unul din criticii actualei guvernări, dar în acest an s-a resimțit, s-a văzut unele efecte benefice. Spre exemplu, mă așteptam că va fi deteriorată și relația cu Fondul Monetar Internațional, slavă Domnului aici. Atenție totul. Pentru telespectatori, vă referiți la faptul că s-a unificat modul de calculare a pensiilor, adică boierii s-au dat împreună cu poporul. Mai mult ca atât, au fost excluse unele facilități nejustificate. De fapt, era vorba, eu cred că acestui guvern puține lucruri pozitive îi pot fi trecute în dreptul lui, dar această reformă a sistemului de pensii este unul din lucrurile bune, pentru că sistemul de pensii se îndrepta spre un colaps, spre un colaps total și iată că ei au reușit, nu știu, presupun că sub influența FMI-ului, nu cred că au făcut-o de bună voie, dar probabil sub influența FMI-ului, altor parteneri de dezvoltare au făcut această reformă și noi, într-un fel, am evitat un colaps care, la un moment dat, părea iminent. Acum pot să pariez cu dumneavoastră, când am să-l întreb pe Vitali ce vede negativ în această reformă a pensiei și aici o să găsească. Da, normal. Ia, Vitali. Nu, eu nu cred că... Și eu judic după situația bunicii noastre, care nu a simțit deloc această majorare, pretinsă majorare a pensiei de către actuala guvernare. Eu cred că... Nu, dar Vitali, se referea Igor la faptul că guvernarea a avut curajul să îi coboare jos pe cei care erau într-un fel de elită, da? Și asta este o chestie de curaj? Este tactică politică? Da, eu cred că este o chestie care se întâmplă în anii electoral și de chestia asta nu putem să facem abstracție. Adică te ceri cu 10, dar te pui bine cu 100. Exact. Da, eu cred că efectele, sau despre efecte, o să putem discuta un pic mai târziu.
atunci când această pretinsă reformă o să înceapă să genereze niște rezultate sau niște probleme. Pentru că este de așteptat să faci un asemenea pas neavând o acoperire foarte sigură bugetară, eu cred că este o problemă care se va resimți în câteva luni chiar, după alegerile parlamentare. Adică, iarăși, ajungem la... Și dacă e altă guvernare, hoci treaba ne răstii. Da. Iar pe lângă lucrurile pe care le-a spus Igor, eu aș mai adăuga încercarea acestei guvernări de a aduce miliardul furat și de a-l pune la adăpostul justiției capturate din Republica Moldova prin așa zisă amnistie a capitalurilor și vânzarea cetățeniei, legea privind vânzarea cetățeniei Republicii Moldova. De altfel, suntem în decembrie și n-am auzit încă foarte multe noutăți anume pe domeniul ăsta. Pentru că, dar Busna cineva? Pentru că lucrurile au fost atât de mult secretizate încât jurnaliștii nu au acces să vadă cine sunt cei dornici de a obține cetățenie, de exemplu, prin investiții. Dar sunt oare? Asta mă întrebam. Gaburici a fost la dită mai conferință, într-o țară prosperă și a zis, hai, săriți. Au sărit? Eu știu că sunt anumite solicitări, dar nu putem să aflăm de la cine. Sunt și din țările arabe, dar, iarăși, ca să poți să investighezi, să vezi care este trecutul acelui om sau cum a obținut acel om banii pe care încearcă acum să crediteze, cu care încearcă acum să crediteze Republica Moldova, e nevoie să-i știi măcar numele. Or, dar noi totuși ne întoarcem la argumentele noastre. Când puneți și acest eveniment pe lista surie, dacă nu chiar neagră, de ce credeți că nu e nevoie de așa ceva când au, nu știu cine, Balticii, Croația și nu știu cine încă. În momentul acesta, Republica Moldova are probleme mari la capitolul democrație și la capitolul în ceea ce privește democrația în instituțiile publice ale statului. Lucru pe care l-am văzut în rezoluțiile Parlamentului European adoptate în 2018. Iulie și noiembrie. Așa. Și care s-au soldat, de fapt, cu întreruperea finanțării Republicii Moldova și stoparea proiectelor legate de justiție. Adică să adopți asemenea și să pui în funcțiune un asemenea mecanism în condițiile unei justiții îndoielnice, pe care o avem astăzi în Republica Moldova, este foarte periculos. Și acum, dacă ne uităm la măsurile pe care le întreprind statele care deja au aplicat și s-au ars cu asemenea mecanisme, eu cred că e nevoie să învățăm de la greșelile altora, că să le facem aici ne-am cam săturat. Dar dumneavoastră porniți la premiza că ar fi rău intenționată guvernarea, că de fapt este o metodă de a pune la adăpost miliardul, parte din miliardul furat, dar de ce nu credeți că guvernarea are bune intenții? Uitați-vă cum ei se jură în fața ecranilor de televizor și încearcă să convingă, nu pe dumneavoastră, dumneavoastră sunteți ratați, între ghilimele, pentru această guvernare, dar parte din lume totuși se lasă convinsă și crede că democrația, guvernarea în general, este bine intenționată. Pentru că oricine urmărește procesele politice din Republica Moldova și declarațiile populiste făcute de oamenii care conduc astăzi Republica Moldova, de fruntașii Partidului Democrat, o să-și dea seama că această guvernare și-a pierdut orice credibilitate. Oameni care au mințit și care au spus, care au promis lucruri imposibile de dragul unor voturi de-a lungul acestei guvernări. Eu îmi amintesc foarte bine și chiar fac o colecție cu declarațiile pe care le-a făcut domnul Candu și domnul Leancă,
în diferite perioade din 2011 încoace. Și dacă le pui cap la cap și cu situația care o avem astăzi și cu declarațiile pe care le fac ei astăzi, îți iese o poveste a absurdului, de fapt, și îți dai seama că această guvernare minte în fiecare zi de îngheață apa. Domnul Călăgureanu, dumneavoastră, iarăși, și misiunea mea este să vă contrazic, porniți la premiza că ei mint cu premeditare. Da. Eu aș zice, poate nu pot să-și onorez niște promisiuni. Așa cum un flăcău care este îndrăgostit și dă flori și promite că se logodește și se însoară, după aia vine altă dragoste, omul ăla nu minte. Omul chiar crede că este îndrăgostit. Nu, noi dacă vorbim de aspectele economice, de exemplu, da? Promisiunile pe care le-au făcut în 2016, când a fost investit acest guvern, și vedem acum declarațiile optimiste pe care le face domnul Filip, că noi avem bani, o să ne descurcăm chiar și fără finanțare externă, fără finanțarea Uniunii Europene, dar vedem că lucrurile de fapt nu se întâmplă. Deci oamenii sunt tot mai săraci, prețurile cresc, impozitele cresc și lucrul ăsta oamenii îl simt. Da, evident că propaganda pe care o diseminează acest holding mediatic, aceste holdinguri mediatice, pentru că sunt două sau trei deja, care diseminează aceste minciuni, evident că ele își fac efectul. Omul care nu are timp să caute informații adevărate pe internet, pentru că majoritatea jurnaliștilor liberi cam acolo s-au retras, privesc ceea ce li se oferă la televizor. Ori la televizor li se oferă minciuni. Și la un moment dat, nu crezi azi, nu crezi mâine, dar la un moment dat începi să crezi în aceste minciuni. Și oamenii, din păcate, devin victime ale acestei manipulări. Dar unii totuși se feresc și își iau informațiile din viața cotidiană. Și vă dau un exemplu. Vă mai amintiți? Nu pretind că neapărat trebuie să intri în almanahul politic, dar țineți minte, cu câteva luni în urmă, ministrul de interne a promis că vor instala detectoare de fum în casele oamenilor în vârstă, după ce a fost un accident, da? Cine mai ține minte de acea promisiune? Am văzut evaluări, ba mai mult, recent, unde? La Jora de Sus. Arde un om în casa lui, pentru că poate el stătea și aștepta și poate el a pus speranță în promisiunea aceea că guvernul va instala detectori de fum și s-a lăsat în grijă lui. Aici eu nu zic că sunt minciuni cu premeditare, dar pe mine, de multe ori, la fel ca și pe dumneavoastră, mă îngrijorează ușurința cu care să fac promisiuni, să spun niște baliverne la limita minciunilor, ca după aia să fie uitate, să fie lăsate, eventual dacă Călugăreanu sau Volnițchi întreabă, să spună, ei, n-am avut, n-am socotit bine, da? Și din păcate lucruri de astea sunt mai multe decât ne-am dorit. Ori n-am dreptate, domn Volnițchi. Este așa, chiar dacă nu greșesc, săptămâna trecută, nu în această săptămână, la un post de televiziune, nu vreau să-i dau denumirea aici, nu e corect, am văzut un reportaj, iarăși într-o familie, am impresia că în suburbiile Chișinăului se instala un asemenea dispozitiv. Dar aveți dreptate, nu există o statistică totală, ceea ce înseamnă că e vorba de cazuri unitare, cum are loc o tragedie, imediat se vine și se completează tabloul general. Uitați-vă, nu am ajuns acolo, dar suntem în proces, ajungem. Adică se mai ia câte un detector de ăsta și în scop de imagine publică, probabil, imagine politică se plasează undeva. Iarăși, mă tem să nu greșesc, dar pentru că astfel de reportaje sunt foarte multe în ultimul timp, dar am impresia, din câte mi-amintesc, că acolo era și un actual deputat despre care se zice că va candida. Era și el pe lângă detectorul ce ala făcea ceva acolo, niște piruiete. Și deci mai spus, mi-a bănuiesc că e de dragul deputatului. Presupun că e și de dragul deputatului și uite că se întețiseră cazurile odată cu începerea sezonului
În rece, când oamenii se încălzesc cu ce pot, se întețesc cazurile de intoxicare cu monoxid de carbon, se întețesc incendiile și probabil se mai transmit mesaje. Noi știm că aveți probleme, dar uitați-vă, noi suntem în proces să le soluționăm. E o tactică care se aplică de regulă înainte de campania electorală și în campania electorală și nu e vorba doar de guvernarea actuală sau de guvernările precedente ale Republicii Moldova și în alte țări. Sigur, nu în țările cu democrații avansate, dar în țările cu democrații fragile noi vedem destul de des astfel de cazuri. Ceea ce spunea Vitalie, și aici nu pot să nu-i dau dreptate, cu satisfacția financiară, cu acele disponibilități, posibilități financiare pe care le are guvernul și care este destul de optimist că ar putea, uite, toate aceste programe cărora noi le zicem electorale, drumuri bune pentru Moldova, ajutor la nașterea nu știu cui, nu știu în ce maternitate, iată, un doctor pentru tine, ce mai au ei acolo, că sunt programe care vor avea... Radiografie gratis, da, mamografie... Eu aici nu aș fi atât de optimist. Da, Republica Moldova într-adevăr a avut situații în care, fiind lipsită de asistență financiară externă, a supraviețuit. Dar a supraviețuit, nu s-a dezvoltat. Și aici o să vă amintesc despre renumitul scandal din 2001-2002, când comuniștii venind la putere au refuzat să satisfacă una din solicitările de bază ale FMI-ului privind introducerea inspecției mărfurilor înainte de expediție. FMI-ul atunci a asistat orice suport financiar pentru Republica Moldova și la acea etapă FMI-ul pentru Moldova era cam ceea ce este acum Uniunea Europeană pentru Republica Moldova din punct de vedere al finanțărilor, donațiilor, granturilor și așa mai departe. Reputații și așa mai departe. Comuniștii și-au asumat atunci acel risc și ei spuneau de fiecare dată, uite, am supraviețuit. Ei, într-adevăr, au supraviețuit, dar nici de cum nu a fost vorba de programe de amploare. Comuniștii, deja după ce și-au revenit și au trebuit să treacă câțiva ani ca să-și revină, au trebuit să facă și turnura spre Uniunea Europeană, au început să vină niște bani din exterior și atunci a apărut strategia de reducere a sărăciei și creștere economică, programul Satul Moldovenesc. Vă zic că eu lucrez cu aceste arhive și ele pentru mine sau e 2001 sau e 2018, e exact aceeași situație, aceeași imagine. Acum, guvernarea actuală, eu înțeleg că e triumfalistă, că e optimistă, dar părerea mea este că se joacă cu focul. Dacă, printr-o minune, rămân și în continuare la putere, pentru că trebuie să admitem orice scenariu, ei vor ajunge cu aceste programe ale lor, cu aceste relații cu partenerii externi, vor ajunge exact în situația în care au fost comuniștii în 2001, 2002 și parțial în 2003. De ce trebuie să tratăm cu înțelegere și declarațiile premierului. În sensul că se va subția foarte tare. Foarte tare se va subția. Se vor reduce practic toate cheltuielile publice și actualul guvern, bine, nu știu dacă îi pot zice actualul guvern, pentru că atât s-a schimbat din 2006 până în prezent, că a rămas acolo domnul Jezdan, doamna Babuc și domnul Filip. Da, adică mereu actual. Da, nu da. E actualul guvern, să zicem, actualul prim-ministru a mai trecut prin asemenea situație, dacă ne amintim, în 2016, inițial a fost o explozie socială, economică, dacă putem spune așa. Premierul a dat indicații deja în prima sau a doua lună de mandat. Se reduseseră tarifele la gaze, se reduseseră prețurile la peste 100 și ceva de poziții de medicamente. Pâinea socială reapăruse în magazine, după care a urmat o perioadă de austeritate. S-a strâns buzunarul pentru că ei știau că nu aveau în față niciun exercițiu electoral cât de cât important. Au făcut această explozie de imagine condimentată puternic cu elementul social-economic, după care au strâns cureaua. Au mai acumulat ce au putut, inclusiv de la partenerii externi care erau mai generoși, aveau o relație mai bună cu ei. Acum asistăm la o nouă explozie de imagine cu elemente sociale, social-economică și dacă ei rămân la putere, pentru că nu știm ce va fi după alegeri, iarăși vom asista la o strângere a curelii și o asistare a acestor probleme. Dumneavoastră faceți aluzie, pardon, imediat, că asta ar fi un cinism politic, dar se poartă și la case mari, cum ați spus dumneavoastră, și nu doar guvernarea asta. Uitați-vă Sarkozy. Uitați-vă cum a fost nevoit să cumpere bunăvoința Gilets Jaunes, da? Întrebarea este imediat aici și pentru dumneavoastră la fel. Oare există Gilets Jaunes în Moldova care să le dea peste nas pentru promisiuni neonorate?
Bine, eu aș zice, este și cinism, poate fi numit și cinism, dar mai degrabă eu l-aș numi un pragmatism crud, un pragmatism condimentat puternic cu elemente de cruzime. Și e pragmatism politic. Și aveți dreptate când faceți această paralelă cu casele mari. Eu aici aș aminti și chiar cazul lui Macron, care în marș, după ce a venit, triumfalist, a preluat puterea și dumnealui, funcția de președinte și partidul a venit la guvernare, au fost nevoiți să facă anumite măsuri extrem de nepopulare, care i-au redus ratingul președintelui francez până la cote greu de anticipat până la acea etapă. Sau uitați-vă ce a făcut Tsipras în Grecia, este exact același lucru. Bine, ăștia conduc societăți cu puternice tradiții democratice, ei au anumite limite, ceea ce nu se poate spune, din păcate, despre guvernarea actuală a Republicii Moldova și despre guvernările în genere în țările cu democrații fragile, cum e Republica Moldova. Depinde care sunt costurile acestor programe pe care le implementează guvernul pentru a îmbuna în ajunul alegerilor cetățenii. Orice ce vedem noi astăzi în Republica Moldova este somarea băncilor comerciale din această țară să crediteze aceste programe guvernamentale. Adică, despre rolul băncilor de a credita economia țării s-a uitat. Băncilor, pe de o parte, le este convenabil să crediteze aceste programe guvernamentale pentru că au cumva siguranță că își vor recupera banii și procentele pe care, despre care noi de fapt nu știm, care sunt aceste procente, pentru că asta se întâmplă de fapt. Băncile, după ce Uniunea Europeană a asistat creditarea, finanțarea Republicii Moldova sau a suspendat finanțarea Republicii Moldova, guvernul a început să demareze aceste programe luând bani de la băncile comerciale interne. Cu paranteză aici, dacă dumneavoastră ați fi în situația să intrați în programul Prima Casă, un program, ghilimele, da, filantropic, mult promovat, v-ați aventura? Nu, eu am văzut calculele pe care le-a făcut un economist pe care eu îl respect, domnul Negruță. Și am văzut că ies cu niște costuri mult mai mari, duble sau chiar mai mult decât duble la finalul acestui program și eu nu m-aș aventura. Altceva este, sau un alt aspect pe care trebuie să-l vedem, e să vedem care sunt aceste bănci care creditează programele guvernamentale și să încercăm să dibuim măcar, pentru că la etapa asta e cam complicat să-ți dai seama cine stă în spatele lor, măcar să ne dăm seama pe dibuite a cui interese reprezintă aceste bănci. Dar și companiile de construcții care beneficiază. Exact, da. Și atunci mă tem că după alegeri o să ne pomenim cu o situație, chiar dacă Partidul Democrat va fi înlăturat de la guvernare, ne vom pomeni într-o situație în care guvernul va fi nevoit să întoarcă niște bani unor bănci pe care cumva le controlează tot cei care dețin astăzi sau țin mâna pe pulsul puterii. Deci o primă concluzie pe care o scot din segmentul ăsta în care am patinat ar fi anul 2018, un an al cămătoriei. Da. 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 În sensul ăsta, din zona asta, plecarea guvernatorului băncii, Cioclea, este un eveniment și cine spune el? Este un eveniment și, din păcate, e învăluit de prea mult mister, mai mult decât ar trebui să fie. Domnul Cioclea zice că o face din motive personale, cel puțin asta a reieșit din declarațiile dumnealui publice, dar ceea ce mi-a atras atenția că unele, le zic speculații, nu mă tem, care apăruseră la un moment dat și pe online și începuseră să circule diferite zvonuri, nu au fost combătute de putere. Se zice că, uite, domnul Cioclea a avut și alte motive decât personale să plece din această funcție. Și aceste motive fie erau legate de ceea ce s-a întâmplat deja și el trebuia să închidă ochii, sau de ceea ce urma să se întâmple și el de nou, dacă nu trebuia să închidă ochii, atunci să dea gir la ceva. Se zice că domnul Cioclea nu a vrut să se implice în anumite chestii și mie mi-a atras atenția un element care, nu știu câți l-au observat, nu prea am văzut anterior când a plecat și domnul Talmaci, sau poate greșesc, dar nu cred că greșesc.
Când a plecat domnul Talmaci, când a plecat domnul Drăguțanu din funcție, să vină femeiul cu așa aprecieri elogioase, practic a doua zi. Și noi știm că în cazul instituțiilor internaționale, un comunicat de presă se trimite de 5-6 ori la Washington sau unde e reședința organizației respective, se redactează, trece 1001 de avizări. Durează ceva, nu se vine a doua zi cu asemenea apreciere. Înseamnă că cei de la femeii știau și altceva decât ceea ce ni s-a spus nou în public și dacă au venit cu asemenea apreciere, înseamnă că ea a fost cântărită, ei anticipau un asemenea pas și o avizase din timp toată această comunicare, acest comunicat de presă, această declarație. Pe mine m-au pus în gardă. Iar ceea ce Cando a spus despre Cioclea, că e băiat bun și o să-i găsim un job? Și Cioclea a combătut imediat, iarăși de gândit. Prin urmare, eu am văzut o încercare foarte puternic pronunțată a domnului Cioclea de a se distanța de această guvernare, inclusiv de a ieși și din îmbrățișarea sufocantă a domnului Candu, care a făcut-o prin acea declarație. Pe mine toate aceste lucruri mă pun în gardă. Despre noul guvernator, nu știu, urmează să vedem. Dumnealui, bine... Va scoate el oare din sertare lucrurile care... Nu cred. Dacă și o va face, nu cred că o va face până la alegeri. Pentru că... Întrebarea mea este cumva o piesă în bănuita configurație de piesă care trebuie să fie prietenoasă cu guvernarea? Cert este că și numirea noului guvernator și multe alte numiri care au fost făcute la Curtea Constituțională, spre exemplu, în ultimele zile și la multe alte instituții, cum Curtea de Conturi, CNAM-ul și așa mai departe, toate acestea vorbesc că se pregătește terenul pentru ceva. Peste tot sunt promovate persoane de foarte mare încredere, nu pentru noi ca societate, ci pentru cei care reprezintă guvernarea, cum zice Vitale, pentru cei care țin mâna pe pulsul puterii. Adică se anticipează probabil anumite scenarii, se fac anumite lucrări de pregătire. Eu doar în acest context văd toate aceste plasări în funcția oamenilor de super mare încredere. Știți, eu... Cioclea. Când a plecat sau când a fost investit domnul Cioclea, eu tot l-am privit cu un oarecare scepticism. Adică m-am gândit, nu cred că cineva din actuala guvernare poate să pună acolo un om pe care nu l-a testat și în care nu este 100% sigur că va face ceea ce o să îi se spună. Pentru ca în final să vedem totuși un fel de rezistență pe care a încercat să o pună domnul Cioclea. Și acum deja încep să regret faptul că domnul Cioclea n-a rămas la Banca Națională și să continue să opună rezistență în continuare pentru a nu se ajunge, pentru ca actuala guvernare să nu poată să facă ceea ce n-a vrut să facă Cioclea. Iar din informațiile pe care le am și aș vrea să fie ca această guvernare să combată aceste afirmații pe care o să le fac acum, din informațiile pe care le am, plecarea domnului Cioclea e legată de legea cu privire la amnistia capitalurilor pe care el a încercat să o blocheze prin neelaborarea acelui regulament pe care trebuia să-l depunere în aplicarea legii pe care trebuia să-l elaboreze Banca Națională a Moldovei. Și al doilea motiv, iarăși nedeclarat, despre care eu am auzit și aș vrea să fie combătut de actuala guvernare dacă nu este adevărat, este situația legată de Moldincom Bank, pentru că din ceea ce cunoaștem noi, se negocia cu ungurii ca această bancă să fie procurată de cineva de acolo, iar la un moment dat domnului Cioclea i s-a sugerat că această bancă de fapt va fi cedată sau vândută turcilor. Dacă nu este așa, aș vrea să avem aceste clarificări din partea celor care sunt implicați în aceste procese. Sigur că ne întrebăm de ce turcilor, sigur că după ce vedem că i s-a trecut pe lista de păcate a lui Dodon prietenia cu turcii, totuși turcii au trecere suficient de... Să ne mai uităm și pe la Arena Chișinău, care tot turcii o construiesc. Da, și atunci întrebarea mea e arena patronată de Adrian Candu, da? Și atunci ne întrebăm dacă nu cumva anul 2018 va fi anul
în care ne vom aminti în timp unde s-a zămislit această conviețuire foarte bine mersi a stângii cu dreapta europeană și cu tot ce se poate. Dar vreau să mai rămân un pic în zona asta a lui Eugen Cioclea. Într-adevăr, a asanat... Sergiu, Eugen. Sergiu, pardon. Eugen a fost... E moșul dânsului. Îmi stă poietul în cap. Într-adevăr, a reușit să asaneze sistemul bancar astfel încât să nu se mai întâmple un furt al miliardului. Pentru că știu din surse sigure, foarte aproape de Sergiu Cioclea, că la intrarea băncii Transilvania a fost foarte multă rezistență. Moldova Agroin Bank era o nucă foarte ermetică. Acționarii și sateliții din jurul băncii au încercat să zădărnicească orice penetrare regulatorie în această bancă. Meritul mare a lui Cioclea este că totuși a reușit asta și, așa cum a spus de exemplu Berdu, când recent a acordat totuși un credit în condiții, mă rog, unei bănci din Moldova pentru stimularea IMM-urilor, a spus că ceea ce s-a obținut de către Banca Națională în materie de legislație este un progres vizibil. Împărtășiți această estimare? Bine, eu nu sunt specialist în acest domeniu și nu aș risca să vin cu careva analize, dar eu judec din reacțiile care au venit din partea organismelor internaționale. Faptul că în premieră, pe finalul mandatului, bine, neterminat, întrerupt, așa cum a fost el, al unui guvernator al Băncii Naționale, s-a venit cu aprecieri din exterior atât de pozitive, eu cred că domnul Cioclea probabil a meritat prin acțiunile pe care le-a făcut, prin rezultatele pe care le-a înregistrat și pe care noi, societatea, nu putem să le înțelegem în întreaga lor complexitate, că nu suntem specialiști în acest domeniu, dar probabil el a făcut unele lucruri care nu puteau să nu fie apreciate de cei care reprezintă partenerii externi ai Republicii Moldova. Și eu nu am niciun motiv să nu am încredere în aceste aprecieri care vin, de exemplu, din partea FMI-ului sau altor parteneri de dezvoltare. Sunt structuri cu reputație anume, cu un nume mondial și care nu au fost implicate în diferite... Da. Acum, iată explicația freudistă cu Eugen Cioclea, pentru că îmi stă în cap teribilismul lui Eugen Cioclea și în sensul ăsta Sergiu Cioclea a fost teribilist? Eu știu că a existat o colaborare enervant de frumoasă a domnului Cioclea cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Enervantă pentru cei care aveau anumite interese la Banca Națională, din arcul guvernamental. Și această plecare, de fapt, ne confirmă încă o dată că ceea ce s-a investit, speranțele care s-au investit de către actuala guvernare în Sergiu Cioclea, pentru ca el să gireze anumite lucruri, nu prea au mers. Și nu au mers anume datorită faptului că, datorită acestor consultări pe care le-a avut Sergiu Cioclea cu partenerii sau cu creditorii externi ai Republicii Moldova. Și mă bucur foarte mult că această colaborare nu a fost cumva zădărnicită înainte ca domnul Cioclea sau înghețată, cum se întâmplă de obicei cu creditorii externi, înainte ca domnul Cioclea să preia funcția de guvernator. Vă amintiți cum s-a întâmplat, cum a fost anihilată o misiune a Fondului Monetar Internațional atunci când domnul Drăguțanu brusc și-a dat demisia, când misiunea FMI era deja în avion, de exemplu. De data asta, lucrurile cumva n-au fost calculate suficient de bine de către cei care își doreau să pună ghearele atunci încă pe Banca Națională. Eu, iarăși, din sursă sigură știu că, într-adevăr, Sergiu Cioclea era enervant, însăși prin faptul că își putea permite să nu fie în poziție de smirnă în fața guvernării,
Pentru că vine dintr-un sector și dintr-o zonă în care libertatea contează mai mult decât deciziile politice. Și responsabilitatea. Da, și responsabilitatea. Pentru că atunci când, de exemplu, dânsul, înțeleg cu efortul dânsului, a fost introdusă moneda asta de un leu și lui nu i s-a reproșat faptul că s-a introdus moneda. Dar că vezi, Doamne, nu a cerut voie de la mai marii vremii. A făcut-o ca și cum din capul lui. Și lucrurile astea, din păcate, continuă, stilul ăsta provincial continuă să fie perpetuat, pentru că dacă nu este suficient de coordonată decizia, ea nu are nicio șansă. În sensul ăsta vreau să vă întreb, sintagma răsunătoare de stat capturat, s-a confirmat, nu s-a confirmat? Până la urmă, este statul ăsta capturat? Pentru că Adrian Candu spune, unde domnule e capturat? Uitați-vă, democrație, uitați-vă, instituțiile funcționează. Da? Dar toată lumea e conștientă de faptul că nimic nu mișcă în front. Bine, atuul guvernării când încearcă să combată teza de stat capturat este, dați dovezi. Păi cum să le dai dacă voi ați pus capacul atât de ermetic peste toate chestiile astea, că nimic nu iese, nimic nu intră acolo. În cazul ăsta nouă nu ne rămâne decât în lipsă de dovezi să facem anumite constatări din observațiile noastre. Prea puține instituții în Republica Moldova, prea puține, și eu consider că ele pur și simplu nu au intrat în vizorul, în area de interese ale guvernării, se manifestă ca instituții cu adevărat democratice și în serviciul cetățenilor. Instituțiile cheie însă se încadrează perfect în ceea ce se numește stat capturat. E un control politic total. E un control politic atât de riguros încât uneori ți se creează impresia că până și femeile de serviciu din anumite instituții sunt numite la ședința săptămânală a PDM-ului, să zicem așa, sau nu știu, sau de către un cerc îngust de persoane. În primul rând. În al doilea rând, este... Știți când i-am reproșat lui Voronin că numește șoferii la ambasadă des... A zis, dar ce-i straniu în chestia asta, că reprezintă statul. Bine, domnul Voronin avea și altă mentalitate, dumnealui e și general, venea și de pe linia miliției și își putea permite chestiile astea, dar eu probabil acum 10 ani nu mi-aș fi închipuit că îi pot face un compliment domnului Voronin. Totul se cunoaște în comparație. Eu credeam că nu vom mai trece prin perioade atât de obscure cum a fost cea pe timpul comuniștilor. A fost o perioadă ok, foarte bună pentru Republica Moldova dacă o comparăm cu ceea ce avem la moment. Pardon, amintiți-vă numai cât era de amuzant în timpul conferințelor de presă. Cine mai adună conferințe de presă ca Voronin? E adevărat că mai îngrădea cuiva accesul, dar erau conferințe delicioase. E adevărat, ieșeam de acolo și sau maniera dumnealui de a le prelungi în mod arbitrar spre... Eu urmăream la conferințele domnului Voronin la care eram prezent, urmăream expresia fieții consilierilor și când dumnealui începea să modifice regulile conferinței din mers, ăștia stăteau, nici nu știau la ce să se aștepte, într-adevăr, era ceva... Eu de ce spun despre Voronin? Dacă Plahatniuc să vrea un Voronin, New Voronin 2.0, păi întâi trebuie să ai curajul să ieși în fața presei. Nu în fața unor jurnaliști care sigur nu o să te deranjeze, dar în fața unor, hai, șacali, rechin, numește cum îi vrei, dar ieși în fața lor. Elementar să răspunzi la întrebări la conferințele de presă, da, pe care le organizezi. Incomode, nu la alea lustruite. Nu, el vine și spune că el vine și face anunțuri la aceste... Da, ca să nu distorsioneze sensul acestor anunțuri. Vine domnul Plahotniuc pe locul 2, dacă suntem în area glumelor. Eu mi-amintesc de un caz când eram la guvern, o ședință prezidată de premier și au fost invitați mai mulți funcționari de nivel înalt. Și era unul nou în funcție de câteva zile, dar avea o teamă nebună, nu-i dau un numele de presă, un nou ministru, să zicem așa, și presa încă nu prea îl știa cum arată. Și presa vrea să-i dea întrebări și zice, eu încă așa ceva nu am văzut, și zice, se apropie de mine, de colega mea care organizează evenimentul pentru presă, și zice, arătați-ne cine e ăsta nou, că vrem să-i dăm niște întrebări. Noi arătăm, păi e ăla, și arătăm, nu-i frumos cu degetul, dar arătăm, duceți-vă la el. Se apropie două ziariste de el, îi pun microfoanele în față și zic, domnul cu tare și cu tare, la care el, prima ce a găsit să răspundă ca să scape de presă, a zis,
greșiți, nu sunt eu acela, sunt arcișpuge. Era el, ministru. O soluție bună. Mi-am făcut cruce. Vitale, statul capturat, a devenit mai capturat, mai puțin capturat? Eu cred că noi am depășit faza statului capturat și sunt de acord cu diagnoza pe care au stabilit-o cu două săptămâni în urmă participanții la o conferință internațională organizată la Chișinău de Transparency International, care au schițat, de fapt, sau ne-au dovedit prin punctual că, de fapt, noi trăim într-un stat mafiot. Dar dacă vrea domnul, sau dacă vorbim de dovezi că acest stat este capturat, este suficient să urmărim aceste briefinguri pe care le organizează Vlad Plahotniuc în fiecare marți și să urmărim din urmă aceste briefinguri pe portalul Privesc Eu, de exemplu, să înțelegem cum omul iese, un om care nu are nicio funcție oficială în stat, iese de niște dispoziții, iar guvernul execută imediat aceste dispoziții. Un alt aspect este să urmărim ceea ce se întâmplă pe segmentul justiție și să înțelegem de ce se întâmplă, de ce au loc, de exemplu, niște demisii subite a unor judecători. Și o să, dacă mai avem și posibilitatea să discutăm off the record cu acești judecători, o să înțelegem că, de fapt, ceea ce se întâmplă în justiția moldovenească este un dezastru total. Ori capturarea statului de acolo a pornit. În momentul când nu ai, sau când ai o justiție pe care ai așternut-o la picioare, nu îți mai trebuie alte elemente ca să mergi la următoarea etapă de mafiotizare a statului. Sau dacă n-ai o justiție care să aibă curajul sau simțul profesional să-l judece pe fostul avocat al lui Trump, degeaba te vrei democrat. Pentru că atâta referință la democrațiile autentice, dar democrațiile autentice astfel își probează consistența. Da. Prin faptul că nu există nimeni intangibil. Și invers, uitați-vă la Kadyrov, care una declară, spune că nu voi ierta pe nimeni dacă îi voi prinde în accidente. Și acum, cel mai recent accident, unde se zice că vărul dânsului a omorât o familie, da, într-o mașină, într-un accident, și poliția, securitatea, confiscat telefoanele la oamenii care au avut imprudența să filmeze acest accident. Iată, poftim dacă mai e nevoie de argumente. Partea bună e că, dacă revenim la situația din Moldova, eu știu că există încă rezistență în interiorul instituțiilor capturate din Republica Moldova. Numai că în interiorul acestor instituții există o frică care n-a mai existat nici în perioada lui Voronin. Eu nu știu cum a fost în Uniunea Sovietică. Da, dar acești oameni care trăiesc acolo și cu care noi colaborăm, discutăm, ne furnizează anumite informații, ei nu pleacă nu din dragoste față de partid, sau ei așteaptă ca să apară un mecanism sau un plan inclusiv al opoziției, ca lucrurile să se descătușeze din interior. Pentru că lucrurile, dacă vrem să recuperăm statul, așa cum spune opoziția, lucrurile trebuie să funcționeze concertat. Pe de o parte, opoziția să aibă un plan prin care să elibereze aceste instituții ale statului, pe de altă parte, să existe sau aceste voci din interiorul instituțiilor statului să înceapă să vorbească și să nu se mai teamă. Adică aceste voci ar trebui să aibă anumite garanții că lucrurile pentru ei și pentru familiile lor nu se vor înrăutăți în momentul în care vor începe să dezvăluie lucrurile șocante care se întâmplă în instituțiile de stat din Republica Moldova și crimele care se întâmplă la nivel de stat în Republica Moldova. Da, dacă am avea norocul să-l vedem pe Vladimir Plahotniuc într-o conferință de presă, primul lucru care l-aș întreba tocmai despre asta ar fi:
când dânsul ies în fiecare marți, eu vreau să știu în primul rând că asta nu este chestie arbitrară, speculativă, populistă, că asta într-adevăr e o chestiune gândită, face parte dintr-un lung șir de acțiuni tactice, că urmărește o strategie anume, da? Și atunci poate ne-ar convinge că nu a capturat statul. Poate el este mintea luminată care vede lucrurile mult mai profund, mult mai în orizont decât noi, cei care, uite, suntem, mă rog, nemulțumiți. Acum, ultima chestiune, un exercițiu blitz care vi-l propun. Imaginați-vă că sunteți redactorul șef al revistei Times, varianta Moldovei. Pe cine puneți? Pe coperta anului 2018. Cu semnul plus, cu semnul minus, asta se poate juca tipografic, cu cadranul. Dar ce este reprezentativ? Eu aș deși Times supune o figură pozitivă. Da. Eu aș pune mai multe capuri pe prima pagină, cu semnul întrebării în mijloc. Și aș simboliza în felul acesta oamenii care încearcă să, cum să zic, așa ca să nu trădezi pe nimeni, care încearcă să se opună în interiorul sistemului, diferitor sisteme, diferitor instituții ale statului, care încearcă să blocheze anumite inițiative care ar face foarte, foarte mult rău. Deci Republicii ar fi Moldova. Masca Anonymous. Exact. La mine tot ar fi un colaj și noi facem acest exercițiu, eu nu trebuie să mi-l închipui, noi în fiecare an facem acest exercițiu și încercăm să-i tratăm pe politicieni, inclusiv reieșind din sondajele credibile. Noi chiar venim cu unele aprecieri, le acordăm anumite mențiuni, dat fiind faptul că suntem unica platformă dedicată în exclusivitate politicii, de aceea noi deja am făcut acest exercițiu și într-adevăr este un colaj de minimum 17 persoane, cum am estimat noi. Mulțumim! Deci vă propun același exercițiu în comentariile pentru această emisiune. Scrieți pe cine ați propune dumneavoastră, pe o imaginară copertă a revistei Times, ediția Republica Moldova 2018. Aștept participarea dumneavoastră. Pe curând! Și de la capăt.